În timp ce Occidentul și-a îndreptat atenția către Ucraina ca țintă agresiunii lui Putin în Europa, Kremlinul a luat în vizor Republica Moldova, unde Rusia controlează un teritoriu separatist numit Transnistria. Ministrul bulgar al apărării este de părere că Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. Dacă căutăm logica, Moldova ar putea fi următoarea victimă a Rusiei, a declarat Dragomir Zakov. Afirmația a fost făcută în cadrul unor discuții despre ce țară ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin, în cazul în care ar avea succes în Ucraina. El a ținut să precizeze faptul că armata bulgară a garantat că va asigura securitatea țării, însă în cazul în care lucrurile ar putea escalada, se poate solicita ajutor. Moldova ar fi următoarea țintă, ce părere aveți? Sperăm să nu fie așa, de-a Dumnezeu să fie bine, dar să vedem. Nu știu. Și ar fi bine să nu fie așa, că este foarte greu și va fi rău și pentru noi și pentru toată lumea. Moldova ar fi următoarea țintă. Da, am auzit la televizor, domnișoară, un COVID mai puternic ca ăsta. Ce părere aveți dumneavoastră? Vă este teamă de un război? Mi-e teamă, domnișoară, că am doi copii plecați, unul am în Franța, unul în Irlanda și mai am trei la școală la Baia de Aramă. Am cinci băieți și mi-e frică că eu mă duc voluntar, eu n-am făcut, dacă pleacă frații mei de acasă, stau și eu să am grijă de familie, de copii și mă duc și eu voluntar, fac și eu ce pot, că suntem foarte aproape de război și domnul Putin ne avertizează de atâtea ori. În această săptămână se împlinesc 10 ani de la referendumul organizat de regimul pro-Kremlin de la Tiraspol, când 97,2% dintre locuitorii Transnistriei au cerut anexarea la Rusia. Nu e bine că să atace alt teritoriu, alte grei. V-ar fi teamă dacă ar ajunge războiul atât de aproape de noi? De ce să ne fie teamă? N-are cum să ne fie teamă, pentru că NATO sunt 17 state care se luptă în NATO. Și soldați mult, 10.000 de sant, 10.000 de avioane care vin din Germania, tancuri cu termoviziune. Deci asta că ne vor apăra. Lor. Deci dacă atacă România, va fi sfârșitul lor. Să, Doamne ferește, să nu ajungă la noi. Adăposturile. Adăposturile nu mai sunt întreținute. Și dacă vin rușii, unde te duci? Te duci acolo unde e o mizerie nemaipomenită. Într-un articol se menționează că Republica Moldova ar putea deveni o următoare țintă a Moscovei, care s-a implicat anterior în evenimentele din Ucraina și se implică tot mai vizibil în Belarus. Publicația menționează că Moldova ar fi mai vulnerabilă chiar ca Belarus, iar Uniunea Europeană tot mai neputincioasă și amintește de parteneriatul PSRM în frunte cu președintele Igor Dodon, pe care îl numește un inamic al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.